cumva, să știți că și eu am fost așa, am plutit în derivă. Asta trebuie să este ideea mea principală. Și eu, zeci de ani, am plutit în derivă. Nu știam nici ce e cel mai important pentru mine, știam doar, eram într-o victimizare continuă, da? Datorită bolii și situației prin care treceam, de toate felurile. Și e în regulă să fie și așa. E în regulă, credeți-mă. Și cât ai fi de dezorientat în viață și cât ai fi de rătăcit și de pierdut, credeți-mă că există pentru fiecare dintre noi un moment cuantic, zice Dwyer, atunci când într-un moment ai sclipire. Ai sclipirea și îți dai seama, poate un om, poate fi asta, un cuvânt pe care l-auzi, o idee, poate chiar Dumnezeu îți vorbește prin intuiție și e momentul acela când hotărăști să faci altfel în viața ta și să schimbi cursul, da, și să apuci bine de cârmă și cu hotărâre să-ți îndrepți atenția și direcția cu intenția de a ajunge la destinația pe care ți-o dorești. Foarte important! Direcție cu intenție, dragilor. Și dacă tot setezi direcția cu intenție și ești acolo vigilent la cârma vieții tale, cum spuneam, și nu îi lași pe alții la cârma vieții tale să-ți răsucească când la stânga, când la dreapta și să te joace cum vor ei, vei ajunge la destinație bine.